Dar eu îți spun, ai încheiat un legământ cu Dumnezeu oriunde ai merge, orice ai face, tu nu scapi. Așa că dacă tu te amărăști în duh și te năcăjești pe cineva și vrei să nu mai vii la adunare, nu scapi de Dumnezeu. Tu ai legământ cu Dumnezeu. Tu trebuie să fii tare. Tu trebuie să cunoști că Dumnezeu e Cel care guvernează nu numai lumea, și viața ta. E aproape judecata. Glorie Domnului. Amin. Și nu e o judecată la un tribunal, nici la o curte marțială, ci este judecata ultimă, judecata de apoi. Și pentru că Domnul în har pe noi ne-a chemat ca să scăpăm de judecată. Mărească-i să numele. Amin. De aceea ne toșcolează. Azi dimineață, prin cuvântul sfânt rostit de preiubitul frate păstor Andrei, ne-a avizat și ne-a întrebat despre starea noastră față de Hristos, față de împărtășire, față de ce avem în inimi. Poate ați uitat, dar eu n-am uitat. Acum, scumpul meu nepot a mers pe aceeași linie, căutând ca fiecare din noi să fim îmbărbătați și de plin încredințați că suntem mântuiți. Glorie Domnului! Măriți să fie Domnul! Amin. Este oarecare va aici să zic că eu încă nu sunt sigur de mântuire? Scumpii mei, mântuirea ne este garantată odată ce cuvântul vieții rostit de Iisus a pătruns în noi și a zămislit în noi, prin credință, omul nou, spiritual, adică pe Iisus. Cum a zis Petru, până se va crepa de ziua în voi și Hristos va lua chip în voi. Crepatul de ziua a fost momentele prime ale credinței care ne-a pătruns. Și de atunci încoace, Hristos, cum s-a amintit, creștin înseamnă un Hristos mai mic. Un Hristos mic locuiește în inima ta, scump ascultător, dacă tu crezi. Dar ăsta trebuie să crească, ăsta trebuie să se dezvolte. Ce minunat e un copilaș! Cum am văzut și acei când am sosit și m-am pus pe bancă, o fetiță și un băiețel a venit neapărat să dea și ei mâna cu mine. Ce drăgălași au fost! Ce minunați sunt copilașii! Dar, dacă rămân în aceea stare, peste 20 de ani, apoi te mai bucuri?
atunci e pericol de viața aceea. Păi tot așa, spiritual, Hristos a luat chip în noi, dar trebuie să se dezvolte. Și pentru aceasta am fost încurajați prin Sfântul Cuvânt și nespus de glorioasă rostire a rugăciunii Domnului Iisus Hristos. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru ăștia pe care mi-ai dat, ăștia să-i tăi, preamăriți să fie Domnul. Noi nu suntem oricui, noi suntem ai Domnului. Mărească-se numele Domnului. Și acum, mă rog ca ei să fie una. Ce se întâmplă în definitiv? Sunt și în Cartea Proverbelor, capitolul 9, două strigări. Prima îi a slujitorilor Marelui Împărat. Sigur că putem zice și rege, dar regele însemnează că are o țară mică sau un regat. Domn Împărat are titlul de împărăție, îl guvernează, nu numai peste ceva, ci peste mult. Vedeți, împărăția Angliei câtă domnie a avut, dar regele Mihai avea numai o țară mică. El nu a fost împărat, el a fost rege, pentru un regat. Hristos are o împărăție, ne spune cuvântul, mărească-i să numele. Și noi facem parte din împărăția împăratului împăraților. Mărească-i să numele. Și el și-a trimis slujnicile care stau pe înălțimile cetății și strigă la oamenii hăbăuci, care nu știe încătro merg, care nu știe de ce trăiesc pe pământ, care își înneacă năcazurile în beție, în fumat, în despriu și alții în furtișaguri și în lucruri de rușine. Și slujitorii ăștia împăratului de pe înălțim strigă: cine-i prost să vină încoace, să mănânce din pâinea asta și să bea din vinul pe care l-am amestecat? Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Glorie Domnului Iisus! Dar acum, astăzi avem a face încă cu ceva. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Doamne Iisuse, psalmul acesta e făcut de marele cântăreț Asaf, care venea din spița lui Core. Căci copiii lui Core n-au perit împreună cu Core. Ne scrie Biblia că tot ce au avut ei a înghițit pământul, dar Moise a strigat o strigare:
Toți tipii care nu sunteți de părere cu Core, Datan și Abiram, despărțiți-vă de ei. Și copiii lui Core s-au despărțit de familia lor, au fugit. Pământul i-a înghițit, ăștia a scăpat și ăștia au devenit slujbași. Dar se plângea de un lucru, că nu aveau drept, de exemplu, la preoție, măcar era din neamul preoțesc. Nu avea drept la preoție și nu avea drept, de exemplu, în casă, la altar, aveau drept aici în curte, dar să nu intre acolo unde era Sfânta, Sfânta Sfintelor, ci ei să bucura mai bine o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Erau fericiți, făceau slujbe în casa Domnului, dar Dumnezeu îi folosea ca proroci, ca și cântăreți, și în felul ăsta a ajuns la noi și psalmul ăsta al lui Asaf, care e așa de minunat. Când mi se amără inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Omul creștin de care ați tot auzit, are perioade înălțătoare de bucurie, de har, de propășire, dar vin și zile grele, vin și zile de încercare, vin și zile în care treci prin amar. Atunci fii atent când te încearcă viața asta. Când ești încercat în ea, există o altă strigare care e tot în capitolul 9 la Proverbe. O femeie nebună, lumea, care e proastă și nu știe nimic, dar stă pe înălțimile cetății, la poarta ei, acolo sus, la televizor, la internet, stă acolo, la ușa casei ei. Aia e ușa către lume. Și acum strigă la cei ce merg pe calea dreaptă, la pocăiți. Mă, ești amărât? Mă, nu-ți mai place de popa ăsta vostru? Mă, nu-ți mai place de coriștii ăștia? Mă, ți-o zis el așa și așa, lasă-mă în pace, dacă ești amărât, ești și prost, zice aici. Și atunci, hai la mine, mă, hai! Hai la mine! Și lumea strigă acum la cei nesiguri. Cine-i prost să vină în coace. Că apoi la mine vei mânca pâine furată, la mine vei face ce vrei tu, la mine ai libertate de plină, la mine nu-i ca la pocăiți, măi, îmbracă-te decent, nu poți umbla jumătate gol. La mine nu-i ca la pocăiți, mă, să nu bei tu un pahar de alcool, de ceva. La mine poți bea până dai cu ala în câine. Hai la mine. Vedeți? Când mi s-a amărat inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta.
În momentele astea grele te pătrunde nesiguranța, dar eu îți spun, ai încheiat un legământ cu Dumnezeu oriunde ai merge, orice ai face, tu nu scapi. Tu nu scapi. Poți, cum zice Iisus în Matei, de 7 ori mai rău, mai îndrăcit decât ai fost, dar tot sub privirea lui Dumnezeu te ține cât trăiești și la judecată tot te judecă El. E aproape judecata zilei de apoi, aia e ultima. Și tot la El ajungi. V-am mai povestit de un frate care lumea l-a amăjit, fiind amărât în familie, fiind amărât cum a fost el în necazurile lui, spre bătrânețe, a ajuns să facă ce nu trebuie. Că l-a amăjit femeia aia proastă, el care era un om al lui Dumnezeu, pecetluit, dar când a fost pus înaintea oglinzi harului ceresc prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt l-a văzut în ce stare îi și l-a spus adunării. Era îmbrăcat în negru, chipul lui era negru, inima lui era afară și era mai neagră decât negru, chipul, decât haina neagră, era mai neagră decât toate. Dar era un fir de aur strălucitor în jurul inimii și ăla zbârlea raze din el. Și prorocul a întrebat, ce înseamnă asta? Și Domnul i-a spus, ăsta-i semnul legământului care l-a făcut cu mine. El deja trăia în felul cum nu trebuie, dar Duhul Sfânt a spus că Domnul nu rupe legământul. Așa că dacă tu te amărăști în Duh și te năcăjești pe cineva și vrei să nu mai vii la adunare, nu scap de Dumnezeu, tu ai legământ cu Dumnezeu, tu trebuie să fii tare, tu trebuie să cunoști că Dumnezeu e Cel care guvernează nu numai lumea, și viața ta. Măriți să fie Domnul! De aceea, bizuie-te pe cuvântul lui Iisus. Aceștia care au crezut că de la tine am ieșit, aceștia la care le-am dat cuvântul tău și ei le-au primit, ăștia sunt ai mei, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat tu, ei deja spuși deoparte, trăiesc în lume, dar nu lume. Ei sunt batalion sfânt a unui împărat ce se va scula la urmă pe pământ, a zis Iov, și ochii mei nu altuia, îl vor vedea. Glorie Domnului! M-am gândit ce se întâmplă. Ce e ochiul? Cum de trupul poate să ni se prăpădească? Carnea și pielele, pielea pot să mi se prăpădească, oasele pot, dar ochii, ochii mei, nu altul, al vor vedea. Ce-a pus Dumnezeu în ochii ăștia? Ce sunt ochii ăștia? De pentru ei două bile mici acei, trebuie doctor specialist ca să zică ceva despre ei, dar ca să-i cunoască în definitiv și întru totul nu-i poate cunoaște.
Ăștia sunt o lucrare a lui Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului. Și ce minunăție că mi-a dat și mie ochi și la matale care mă asculți. Și ochii ăștia trebuie să-l vadă pe Goel, pe răscumpărătorul. Și iată că l-am văzut. Ne-a răscumpărat din felul de șer de vețuire pe care îl moștenem de la părinții noștri, ne-a adus aici în împărăția Fiului dragostei sale, în locurile cerești, în Hristos. Cât în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Așa că El mă înconjoară pe dinapoi, mă înconjoară pe dinainte și pui mâna peste mine. O știință așa de minunată, mai presus de puterile gândirii mele. E Iisus! Mărească-i să numele! Și acum fii atent! Vei avea amărăciuni, nu te lăsa trântit. Vei avea descuraj, nu te lăsa trântit. Vei avea vrășmășie, poate, nu o primi. Dacă te-ar vrășmăși, cum am trecut eu prin vrășmășii, multe, și în țară, și aici, dar eu nu am considerat pe nimeni vrăjmașii mei. Eu pe toți am considerat frați și m-am rugat pentru toți. Și mă rog până astăzi, glorie Domnului, tu copil al lui Dumnezeu, nu te lăsa trântit de ispita asta care îți vine cu amărăciune în duc și în suflet și în inima ta. Nu, tu trebuie să știi că ai un răscumpărător. Tu trebuie să știi că ești răscumpărat. Tu trebuie să știi că ești pecetruit pentru ziua mare. Când vine judecata cea din urmă, tu nu vei sta cu lumea în rând la judecată, ci cuvântul Domnului ne spune nouă că Iisus în ziua aceea va avea un cuvânt de spus. Și cuvântul ăla lui Iisus va fi că noi, cei răscumpărați cu prețul sângelui lui Iisus, dacă nu cădem de oboseală pe cale, în ziua aceea, în fața întregii mulțimi de miliarde de miliarde de oameni, noi vom fi selectați printr-un mare cuvânt. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, la dreapta, să moșteniți împărăția, că împăratul a fost mort și viu în vecii vecilor și va împărăți pe pământ. Slăvit să fie numele Lui, numai nu pe pământul ăsta, ci pe nou pământ. Atunci nu va mai fi ce vedem azi, că ăsta cu tot ce-i pe el va fugi dinaintea lui și în locul lui va avea un alt pământ nou și un cer nou și acolo va locui dreptatea și acolo vor fi toți sfinții. Măriți să fie Domnul Iisus! Doamne, ajută-ne la aceasta! Nădejdea ultima lui Asaf, ați văzut ce-o zis aici? Însă, eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Nu te lăsa trântit de nevoi, de necazuri, de amărăciune, de hule. Nu te lăsa ispitit de pofte. Nu te lăsa trântit
de lăcomii, de bani, de averi, de ce știu eu ce alte lucruri, că toate acestea aici rămân. Tu trebuie să faci marele pas pe nou pământ. Tu trebuie să faci marele pas dintr-o lume peritoare într-o lume neperitoare, dintr-o lume a nedreptății în lumea dreptății și a sfinților, măriți să fie Domnul. Acolo suntem noi chemați. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Și ce eu nu pot, Iisus mi-a dat o garanție. Tată, în rugăciunea din 17 Ioan, mă sfințesc eu pentru ei, ca ei să fie sfinți în mine. Măriți să fie Domnul. Nu reușesc eu în totul, să poate, sunt om, am greșeli, dar Iisus a fost fără păcat. Iisus a fost fără greșeli. Iisus a fost fără șchiopături în gândire, în vorbă, în umblare. El a fost Sfântul Sfinților și sfințirea Lui o răsfrânge peste mine și peste matale, ca să fii sfânt și să fii ca El când va veni El. Mărească-se numele Domnului Iisus. Și zice mai departe, pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ, nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Doamne Iisuse, ce minunăție! Ai plăceri separate? Îți găsești ortăcii, plăceri, deșarte și alte lucruri? Nu te lăsa. Femeia proastă care stă pe înălțimi te invită pe tine care umbli pe calea cea dreaptă, pe pocăitul tânăr, pe pocăitul bătrân, pe oricare îl poate prinde. Dacă te-ai amărât și ești acum prost ca un dobitoc din pricină că n-ai vegheat undeva, că te-ai lăsat prădat de invidia cuiva, că, măi, vină încoace, îți spune femeia aia. Dar tu nu te lăsa de Hristos. Pe cine altul am eu afară de tine? Nici în cer n-am pe nimeni, nici pe pământ n-am pe nimeni. Tu ești Domnul meu. Glorie numelui tău, Iisuse. Și ăsta, ca și Iov, carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Iată, același cuvânt profetic ca la Iov. Vedeți, și Iov o zis la fel. Carnea, pielea, pot să mi se prăpădească. Dar avem crederea asta neștirbită că Dumnezeu îi va fi binevoitor. Și astăzi am fost învățați de cuvânt să credem așa. Să nu te lași când dai de o năcaz, de o ispită, chiar de oarecare cădere. Trebuie să știi că avem la Tatăl un mijlocitor. Mărească-i să numele. Păi dacă l-avem pe Iisus acolo, El e frate cu noi. Pe noi Dumnezeu, prin sângele lui Iisus, ne-a spălat și ne vede sfinți. Și lui Iisus nu-i rușine de noi. Lui nu-i rușine să-L numească pe Hozam frate. Doamne, cam și râs odată când o prorociță
după ce prorocește un lucru mare, la urmă, la despărțire, nu mă pune mâinile. Frate, chiar în momentul ăsta am primit un mesaj din cer. Domnul Iisus te salută din cer. Doamne, iartă-mă ce am mai râs, dar nu față de ea, după ce am plecat cu mașina mai departe. Eram cu păstorul ăla de pe malul Dunării, Micle Beni. Dar la urmă mă gândesc, măi, dacă prima se va împlini, apă, și asta fi dreaptă. Și-o trecut o jumătate de an și s-a împlinit exact prorocia primă. Și atunci am rămas mângăiat, atunci am râs cu lacrimi de bucurie. Mare lucru, mă! Așa te veghează Dumnezeu din cer, așa se uită Iisus la tine, Candale, la tine, Todor, Burcă, la tine, care ai fi? Ai văzut? Eu eram cu un picior în mașină, cu o mână țineam de portiera mașinii, gata să plecăm la drum, ea stând aici pe gărduțul ei numai, am primit un mesaj. Ți pui de drum, te salută Iisus din cer. Mare lucru, mă! Dar a fost drept, că celelalte s-au împlinit. A Domnului să fie slava. Păi măi, dacă pe drum te veghează, dacă acasă te veghează, dacă în toate te veghează, tu nu ești sigur că ești al lui Iisus? Tu trebuie să fii sigur că ești al lui Iisus. Nu te lăsa biruit de rău. Biruiește rău prin bine. Și care-i binele? Păi cel mai mare bine pentru mine, fericirea mea, o spun, este să mă lipesc de Dumnezeu. Glorie lui Iisus. Păi ăsta-i binele adevărat. Să stai lipit de Dumnezeu, nu să te poarte vânturile, gândurile. Nu, stai tare, frate, stai tare, soră, că uită-te cum încheie. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale, mărească-i să numele. Aș avea eu oare vreodată timpul să povestesc toate lucrările pe care le-am văzut cu ochii, pe care le-am simțit, ceea ce mi s-a întâmplat, să pot povesti de câte ori am fost salvat de mâna bună a Domnului, să pot povesti cum am fost păzit în timp ce eram urmărit până acolo, încât ca pe timpul lui Elisei, o armată întreagă, oarbă, se ducea după Elisei, hai că vă duc eu acolo. Și când acolo i-au dus la împăratul, să-i măcelăresc, părinte, dar pe tu i-ai adus aici, mă. Nu mă celări, dă-le să mânce și dă-le drumul. Vezi, mă urmăreau grozav și într-una din zile umbla după mine pe unde știa că umblu eu. Și chiar atunci merem cu nevasta de braț pe drum și a trecut cel ce mă urmăre cu vizitiu, care mâna calul cu o șaretă din aia, și a trecut pe lângă mine și încolo și am mai făcut vreo 2 km, 3 și a venit înapoi și a trecut pe lângă mine și nu m-a văzut. Ziua în amiază mare. Eu am știut că pe mine mă caută și ei vorbeau aprinși unde a fost, a dat ordin, așa, 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 așa.
Și a trecut și încolo, și încolo, și nu m-a văzut. Și eram cu nevasta împreună. Și nu m-a văzut. Dar eu am văzut că ei nu mă văd. Nu i-am salutat, n-am zis nimic. Și ei nu s-au uitat, nu, ei au trecut, ei au văzut drumul gol. Vedeți? Avem un Dumnezeu mare, mărească-i să numele. Păi dacă m-ar fi văzut, pe loc m-ar fi înfașcat, nu? Că după mine umbla. Dragii mei, n-avem timp să povestim toate lucrările lui Dumnezeu. Și fiecare din dumneavoastră aveți ce povesti, că Dumnezeu la fiecare v-a făcut bine. Și la fiecare v-a vindecat de boale. Și la fiecare a intervenit în zile grele. Un lucru mulțumim lui Dumnezeu pentru toți care sunteți aici, prin încercările prin care ați trecut, n-ați părăsit pe Iisus și n-ați părăsit biserica. Că părăsind biserica, te prinde femeia aia proastă care strigă după cei ce umblă pe calea cea dreaptă. Na, dacă te-ai amărât, ești ca un dobitoc acum, hai la mine! Că apoi eu îți dau pâine furată și îți dau tot ce vrei. Dar, dragii mei, Iisus nu ne dă pâine furată. Iisus ne dă pâinea vieții. Glorie Lui! Amin. El nu ne dă beuturi stricate. El ne dă să bem apa vie. Mărească-i să numele. Noi prin El trăim. Pe El îl slujim, Lui vrem să fim pe veci. Glorie Domnului! Mă opresc aici și aș vrea să nu uitați niciodată cât de adâncă e rugăciunea lui Iisus și cum El ne umple de curaj ca noi să fim asigurați în Iisus. Că nu suntem pierduți în lume, nu suntem a nimănui, ci suntem ai Domnului Iisus Hristos, mărească-i să numele. El a murit pentru noi, El ne-a răscumpărat, a Lui suntem. Aveți încredere asta? Sau dacă ești careva aici, care încă tot ești măcinat cu gândul, că Domnul nu te ascultă, că Domnul te-a uitat, că nu ești sigur de mântuirea pe care ți-o dat-o. Nu uita! Nu pleca așa de aici! Vin aici și îngenunchează și ne rugăm o adunare întreagă și Iisus îți schimbă mintea și schimbă inima! Glorie Domnului! Amin, amin. Am văzut bețiv schimbat! Am văzut fumători schimbat pe loc, am văzut oameni stricați, schimbați, am văzut oameni care vroia să-și pună capăt zilelor. Și când am strigat, tu ăla de acolo, tânărule, care ești gata să-ți pui capăt zilelor, crezând că nu-ți mai bună viața, vină încoace, Iisus te cheamă, mai vino. Și-o fugit tot o fugă de acolo, era mult mai înalt decât mine și avea 18 ani și vroia să se sinucidă, crezând că nu-i mai bună viața. Și ne-am rugat și eu și biserica toată și trăiește și azi în credință, mărit să fie Domnul Iisus. Dacă ai o frământare din asta, dacă ești străpuns în inima ta, dacă ești mâhnit și nu scapi, vin aici să ne rugăm. Ești careva? Dacă ești vino, să ne rugăm. Că Iisus te poate transforma. Glorie Domnului! Ca să ai siguranță. Să te împărtășești cu siguranță,
să trăiești cu siguranță, să-i cânți de bucurie și să nu-ți pese de vrăjmășia nimănui. Tu să ai un duh și o inimă liberă de a-L sluji pe Iisus și de a iubi, măi, nu pe ăla care când îi cei un împrumut, când gata ia-l, ci pe ăla care ar da cu piatra în tine în fiecare zi. Atunci tu ești adevăratul pocăit. Amin, amin. Când te poți ruga pentru vrăjmaș și când poți să-i duci înaintea lui Dumnezeu cerându-le iertarea lor și pocăința. Doamne Iisuse, ajută-ne la aceasta. Amin.